găsit la Jurnal Economic. Persoanele care dețin mai multe proprietăți în afara celei de domiciliu nu vor mai fi impozitate suplimentar, conform sistemului aplicat în ultimii ani. Această impunere urmând să fie eliminată de anul viitor, prin noul cod fiscal. Legislația actuală impune persoanelor fizice care au în proprietate două sau mai multe clădiri un impozit majorat cu 65% pentru prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu, 150% pentru a doua clădire și cu 300% pentru a treia clădire și următoarele în afara celei de la adresa de domiciliu. Renunțarea la impozitarea suplimentară în cazul persoanelor care dețin mai multe proprietăți în afara celei de domiciliu este explicată de guvern prin faptul că această măsură a fost considerată inechitabilă de către contribuabili și a generat și numeroase probleme de administrare la nivel local. Consumul de carne și produse din carne a scăzut cu aproximativ 25% în ultimii 5 ani din cauza diminuării puterii de cumpărare și se află pe un trend descendent și în prima parte a anului în curs, a declarat vicepreședintele Asociației Române a Cărnii. Piața de mezeluri a scăzut cu 25% în ultimii 5 ani. Oficialul a afirmat că în Uniunea Europeană consumul mediu de carne pe cap de locuitor este de aproximativ 85 de kg pe an, în timp ce în România este mai mic cu cel puțin 25%. Carnea de porc rămâne în topul preferințelor consumatorilor români, iar mezelurile preferate sunt tot din carne de porc. Mai nou, există o tendință de creștere a consumului de carne și produse din carne de curcan. Acestea au fost, doamnelor și domnilor, știrile economice. Urmează cursul valutar, iar cu veștile din domeniu ne întâlnim mâine la aceeași oră. La revedere!